zi, YouTube. Eu sunt Dragoș. Și eu sunt Andrei și ne vom continua aventura. Ziua astăzi. 47. Al patrulea episod. Ziua 47. Nu, mai avem 47 de zile și gata. Te mâncă în ziua 47. Va trece și vom avea parte de ziua 46. Da, pentru că suntem foarte sus, eu zic să facem niște scări. Mm-hmm. Nu? Da. Fă-le. Hai să facem așa. Dar noi le facem din wood. Deocamdată așteaptă. Scări de la normale. Deocamdată așteaptă să minăm. Așa. Cam așa o viziune cum ar trebui să arate. Lasă-mă pe mine, eu sunt arhitectul. Știu cum să fac. Știi mereu tu. Nici chiar așa de mult. Stop. Așa și acum în jos din... Acum încolo. Și apoi o iei, uite așa. Stai să nu te lovesc. Tu ocupă-te de partea asta, eu mă ocup de partea. Stai că știu eu cum se face. Stai. Uite așa, trebuie să punem așa foarte puțin. Și apoi mai minerim, uite așa. Înțelegi? Da, minerim așa cu pumn. Așa, așa. Și așa. Și mai facem încă o dată pe partea asta la fel. Să puțin că eu retușesc că e pe aici câte ceva. Mm-hmm. Așa, o să mai retușim ceva. Așa. Ce-ai făcut? Așa. Și apoi pe aici, așa. Coboară din aici nou. Ce vrei să faci? Aveam eu o viziune. Înțelegi? Da, da, am înțeles. Deci așa, și așa, și apoi să continuăm, uite așa. A, și pe undeva cobor eu, pe undeva cobor tu și ne vom întâlni sau ce? Da. Bă, dar creativ mai ești, mai Balcan. Uite așa, uite așa, și așa ne-am întâlnit. Ehe. Da, și problema este că ne stă în cale un... Stai puțin. Ți-am zis, mai trebuie să retușez eu câte ceva că tu nu prea le-ai cu design. Lasă că se retușează repede. Uite așa. Așa. Și aici mai retușăm ceva. 1, 2, 8. Să-mi spui dacă stric ceva sus. Nu am stricat nimic sus. Uite așa. Nu! Ce te-ai speriat? Nu m-am speriat. Mă întrebam ce faci. De ce aici sunt două și aici e numai una? Așa, iată că am calculat greșit. Trebuie să mai iau dirt. Am eu dirt, nu. Am nevoie de mai mult dirt. Avem pus în chest. Gata. Aveam în chest 49 și 64. Ok, gata. Gata, gata, gata. Ok. Și aia se minerează. What the... Stai puțin. Pentru ce? De ce avem un gravel acolo sus? E, așa da, frate. Așa da. Dar acum ce facem? Stai puțin. Am o metodă mai bună. Stai să săpăm gravelul. Și așa am fi putut să săpa din nou jos, așa puncte, puncte. Înțelegi? Mă duc să tai niște lemne. Du-te. LOL. Ha? N-a căzut gravelul. Am pus torță și n-a căzut gravelul. What? A căzut gravelul și mi-a lăsat torța. Poate ai lag, cine știe. Nu, adică a aruncat torța. Înțelegi? Păi așa se întâmplă. Nu știi? Dar nu s-a mai numit, s-a mai întâmplat așa niciodată. Uite, iar ține torta, ține gravelul. Ai descoperit cel mai frumos lucru. Da, cel mai frumos bug. Care nu-i bug.
mă rog, fie ce-o fi. Ăla e de când lumea, deci n-ai nicio treabă. Lem. Nu, eu nu spun neapărat că e bug, dar mi se pare ciudat. Minecraft în general e ciudat, deci... plin de surprize. Aha, și ce vrei să facem noi aici jos? Tu ce mai faci acolo sus? Lemne. Ți-am spus, aia este camera de... de? Stat, de relaxat. Chestii. Acolo jos facem... cred că... aia cum se numește... camera cu chesturi. Nu așa? Da, știi. Aici e camera cu chesturi. Am găsit un flint. Și aici tot fel de chestii. Așa. Și pune și grevelul acolo să fie pus. Știi care e problema? Eu tot nu înțeleg de ce să facem aici camera de chesturi. Atunci ce vrei să facem aici? Mă rog, eu, ți-ai zis, e viziunea ta. Tu ai zis că e viziunea ta, deci să te auzim. Așa, mai întâi fac, uite așa. Pac. Da, asta vreau și să fac. Pac. Uite așa. Și asta o dăm puțin într-un mai spate. Ca ne sufocăm. Uite așa. Și apoi facem uite așa. Ok. Nu. Uite și pe asta de sus. Mai sap. Aoleu. Ia dărtul să zice. Așa. Și așa. Gata. Da. Și acum... O mai dau eu puțin mai încolo. Dă-te. Ajunge. Lasă, trebuie să avem spațiu. E viziunea mea. Da, și eu sunt pe aici, pe joc. Mi-am amintesc când făceam scări dintre astea. Dinainte să joci tu Minecraft. Mă rog. Uite-și tu ce mare acum. Dragă expertule. Nu e cumva prea mare acum? Uite-și tu. Ce nu-mi place? Mare. Păi, așa e bine. Aoleu! Nu! Deci stăm pe decorațiuni interioare. Care treabă? Bine, lasă așa. Merge. Lasă așa. Hai că... așa, mai trebuie făcut niște scări acolo și gata. Uite așa. Eu zic să facem un mecanism care să deschidă ușile. Mă rog, asta după ce facem și noi sticky piston și de-astea. Am uitat cum să faci sticky piston, dar mă rog. O să facem aici un fel de mecanism cu pressure plate. Și să se deschidă ușa, uite. Mă rog, schimbăm aici gravel-ul și o să punem piatră sau cable sau lemn sau mă rog ce punem. Și când se deschide să ajungem în camera cu chesturi, știi? Da. Știai chestia asta? Până la fel. Da. Da, păi de... uite, vezi, ține. Stai ține și grevă. Asta. Pac. Da, știam despre asta. Păi, nu știi că e făcuse. Pac. E mai ușor să iei grevă-ul, așa. Păi de asta am făcut și eu mai devreme. Da. Da. Așa. Cam greu o să fie cu pistoanele, dacă vrei. Ne, suntem băieți de scurcăre. Eu ziceam că de unde luăm noi materialele necesare. Cum? Ce materiale? Pentru a face pistoanele. Păi, slime, ce faci? Așa, aici e camera, gata.
Și aici dacă mai este să mai coboare în jos. Aici ar trebui să o mai extindem dacă abia aici este, aici este intrarea, înțelegi? Păi da, extindem. Și nu ar fi mai bine, stai puțin, vino la afară, vino la afară. N-ar fi mai bine să facem, stai, stăpăm aici, o intrare aici pentru mine și o intrare acolo pentru tine? Nu înțeleg care e rostul. Chiar nu înțeleg. Ce ai făcut? Aici ai săpat sau ce? Da, nu înțeleg care e rostul. Pentru una pentru tine, una pentru mine. Păi dacă tot am făcut așa și cu scările, de ce n-am face și cu asta la fel? Eu ce am de scările dacă este... astăzi vreau să o iau pe la stânga. Astăzi vreau să o iau pe la dreapta. Puncte, puncte. E bine, atunci... De asta zicem. Dar oricum, ți-am zis, ar trebui să mai extindem puțin. Nu vezi, e prea strâns aici. Păi da, asta vreau să fac și eu. Uite așa. Se extinde. Păi ziceam să rămână chestia asta ca un hol. Și de aici să înceapă camera. Păi da, nu de acolo, stai, nu mai pune dor. Nu mai pune. Nu mai pune. Să înceapă de mai, uite de aici, de aici să înceapă camera. Bine, cum vrei tu. Nu știu, așa zic eu. Tu cum crezi că mai bine? Decorația? Nu, așa, avem naibii loc. Ne certăm. Decorațiuni interioare, care treaba cu noi? Nu ne certăm, purtăm o discuție creativă, prin argumentări. Mhm. Fiat Lux, a spus Dumnezeu. Mhm. Da, asta mi-a ucea aminte de profa de latină. Cât de mare vrei să fie? Asta e întrebarea. Păi, uite, cam până acolo e bine, e foarte bine. Bine. E perfect. O și acum să... Încerc să fac niște chesturi, să văd cum o să meargă. Așa... Hai că fac eu holul ăla, care ai zis tu. Așa... Așa... Ajung. Prima dată... Și pe aici o să fie ușa. Ia să vedem, unul aici și unul aici. Cam mică, da. Las că mai pune chestul deasupra. Și gata. Și mie mi s-a terminat. Du-te și fă, că avem o grămadă de lemn sus. Aoleu, e noapte. Astăzi vreau să urc pe la dreapta. Da, trebuie să fac niște chestii. O să facem un de la un... Stai așa, să iau eu tot cobblestone-ul și o să facem un așa, cufăr special doar pentru cobble. Unul special pentru dirt, unul special pentru lemn. Așa, pune-ți patul jos să dormi și să încheiem episodul de astăzi. Stai puțin, întâi să duc. Facem sign. Adică las, facem asta episodul viitor. Deocamdată am pus cobblestone aici. Și am făcut destul de pentru astăzi. Da. Da. Oh, ai făcut și uși. E bine. Așa. Și hai să punem paturile, da, să dormim. Paturi provizorii. Așa. Noapte bună. Ți-a intrat o muscă. Gata. Așa. Mulțumim că ne-ați vizionat. Ăsta a fost... Pardon, acesta a fost videoclipul cu numărul 4. Vă mulțumim că ne-ați vizionat. Nu pot fi atât de intelectual. Mă rog, mulțumim că ne-ați vizionat și dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe, spuneți și la prietenii voștri. Și asta e. La revedere. Toate cele. La revedere. Pa, pa, ne vedem cu episodul.